În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Din viețile Sfinților, luna ianuarie, ziua a cincea, viața Sfintei Maicii noastre Apolinaria, care s-a nevoit în chip bărbătesc, partea a doua. Atunci boierii au sfătuit pe împărați ca să o trimită la Sfinții Părinți din Schit ca să se roage pentru dânsa. Astfel a făcut tatăl ei, adică pe fiica sa cea îndrăcită, a trimis-o cu mulțime de slugi la părinții pusnici. Venind ei în Schit, a ieșit într-o întâmpinare a lor Sfântul Macarie și l-a întrebat: pentru ce ați venit aici, fiilor? Iar ei ziseră: drăpădniciosul nostru împărat Antemie a trimis pe fiica sa, ca voi, rugându-vă lui Dumnezeu, să o tămăduiți de boală. Luând-o starețul de la postelnic, a dus-o la Părintele Dorotei, care era Apolinaria, sora celei îndrăcite, și a zis: să faci dragoste, frate, de vreme ce este fiica împăratului, căci are nevoie de rugăciunile părinților care sunt aici, precum și de ale sfinției tale, să te rogi pentru dânsa și să o tămăduiești, pentru că ție s-a pregătit de la Dumnezeu această faptă bună. Dorotei, auzind aceasta, a început a plânge și a zice: cine sunt eu, păcătosul, ca să vă gândiți astfel de mine, ca și cum aș avea putere să izgonesc diavoli? Îngenunchind, ruga pe starețul zicând: lăsați-mă, părinte, ca să-mi plâng păcatele mele cele multe, pentru că sunt neputincios, cu asimplu și neiscusit la un lucru ca acesta. Macar i-a zis: oare nu sunt alții părinți făcători de semne într-un Dumnezeu? Într-o acest lucru ție ți s-a dat. Iar Dorotea a zis: fie voia Domnului. Deci, milosivindu-se spre cea îndrăcită, a luat-o în chilia sa și, cunoscând-o că este sora ei, apoi plângând pentru dânsa și îmbrățișând-o, îi zicea: bine ai venit la noi, soră. Dar Dumnezeu a stupat gura diavolului ca să nu vădească pe roaba lui Dumnezeu Apolinaria, ce era în chip bărbătesc, căci își ternea numele firii femeiești în mijlocul bărbaților și se lupta cu diavolul prin rugăciune. Într-una din zile, începând diavolul a chinui mult pe fecioară, s-a sculat fericit Apolinaria, ridicându-și mâinile spre Dumnezeu, și se ruga cu lacrimi pentru sora sa. Atunci diavolul, nesuferit mai multă puterea rugăciunii, a râgnit cu mare glas: tu, izgonindu-mă, ies de aici. Deci, aruncând pe fecioară, a ieșit. Atunci Sfânta Apolinaria, luând pe sora sănătoasă, a adus-o în biserică și, căzând la picioarele Sfinților Părinți, a zis: iertați-mă pe mine, păcătosul, cel ce mult am greșit între voi. Iar ei, chemând pe oameni împărătești, le-a dat pe fiica împăratului, tămăduită prin rugăciunea și binecuvântarea lui Dorotei. Deci s-a făcut bucurie mare părinților pentru fiica cea tămăduită. Atunci toată suita se bucura cu împăratul, slăvind pe Dumnezeu de atâta milă, pentru că vedeau pe fecioară sănătoasă și cu fața frumoasă. Sfânta Apolinaria mai mult se smerea între părinți și se nevoia peste măsură, apoi s-a făcut purtătoare de semne desăvârșită. După aceea, diavolul a aflat un alt meșteșug, în care să mâhnească pe împărat și casa lui să o necisească și să o cărească, apoi să facă și părutul lui Dorotei rău. Deci, a intrat iarăși în fica împăratului cea tămăduită, dar tăinuindu-se, nu părea a fi îndrăcită, ci o făcea ca și cum a zămislit, încât din zi în zi se mărea puntecele și, văzând-o, părinții s-au tulburat foarte. Aceștia întrebau pe fecioară cu cine a greșit și cine a îngăunat-o, iar ea, curată fiind cu trupul și cu sufletul, zicea: nu știe nimic și nu cunosc de unde mi este aceasta. Dar părinții, stăruind cu asprime și cu bătăi, silindu-o să-și spună cu cine a păcătuit, diavolul a zis prin gura ei: monacul acela din Schit, între a cărui chilie am fost găsuit, acela m-a silit și a zămislit de la dânsul. Atunci împăratul s-a mâniat foarte și a trimis să piardă Schitul. Mergând voievodul cu oasea la Schit, a zis cu mânie: dați-ne pe monacul care a silit și a îngreunat pe fiica împăratului, dați-ne pe acela de grabă, mai înainte de a nu vă pierde pe voi toți. Acestea, auzindu-le toți părinții, s-au înfricoșat foarte. Iar fericitul Dorotei, stând în mijloc, a zis: eu sunt despre care voi întrebați, pe mine să mă prindeți, dar sunt singur nevinovat, iar pe ceilalți părinți, ca pe niște nevinovați, să-i lăsați în pace. Acestea, auzindu-le, părinții s-au mâhnit și ziceau către Dorotei: să mergem și noi cu tine, pentru că nu-l credeau pe dânsul a fi vinovat. Fericitul Dorotei zicea către dânsii:
Stăpânii mei, rugați-vă numai pentru mine, că cerul nădăjduind la Dumnezeu și în rugăciune voastră de grabă mă voi întoarce sănătos la voi. Deci l-au dus pe el cu tot soborul în biserică, făcând pentru dânsul rugăciune și încredințându-l lui Dumnezeu, l-au dat voievozilor împărătești care erau trimiși, pentru că Ava Macarie și ceilalți părinți știau că Dorotei nu este părtaș la nicio răutate. Ducând pe Dorotei la împărat, a căzut la picioarele lui zicând, rogu-mă dreptei voastre credințe, ca să-mi îngăduiți și în tăcere să mă ascultați, a grăit despre fica voastră, să merge numai la loc deosebit, că eu vă voi spune vouă toate, căci fecioara nu este prihănită și nici nu s-a făcut curăție ei voțilă. Deci împăratul și împărăteasa luară pe Dorotei și fiind singur a zis către dânsii, în numele lui Dumnezeu mă rog vouă să îmi făgăduiți, că după ce veți cunoaște adevărul, aveți să mă lăsați la locul meu. Deci după ce i-au făgăduit și au întărit cuvântul împărătesc, atunci fericita Apolinaria le-a zis, cel ce a tăinuit în numele lui Dumnezeu, pe fica voastră, cu rugăciunile Sfinților Părinți, eu sunt smeritul. Aceasta au ținut împăratul și împărăteasa s-a mirat și au rămas ca muți tăcând. Apoi luând aminte la ea, Sfânta a grăit, eu voi adeveri vouă lucrul acesta, iar taina cea neștiută până acum o voi descoperi pentru preamărirea numelui lui Dumnezeu și spre rușinarea diavolului care clevetește pe cei nevinovați. Aceasta zicându-o și-a descoperit pieptul și s-a arătat că nu este fire bărbătească ci femeiască. Apoi a zis, tată, eu sunt fica Apolinaria. Aceasta, auzind-o părinții, s-au făcut ca morți, ca morții de spaimă și de mirare, cunoscând că fica lor este, s-au bucurat nespus și cu multe lacrimi de bucurie a vărsat și multe lacrimi de bucurie a vărsat în ziua aceea. Apoi au adus pe fericita Apolinaria, la fericita Apolinaria pe sora ei, care părea îngăunată și a zis, cunoști pe acest monah? Ea a răspuns, cu adevărat, acesta este părintele care m-a făcut sănătoasă în numele lui Dumnezeu. Căzând la picioarele Sfintei, se rugă să-i tămăduiască și pânte cele ce m-au umflat. Iar Apolinaria, ridicând de la pământ pe sora sa, și-a pus palma pe pântecele ei. Și îndată a fugit diavolul. Apoi pântecele s-a tămăduit și s-a așezat în măsura sa cea dinainte. Aceasta văzând-o părinții au preamărit pe Dumnezeu și au zis, cu adevărat, aceasta este fica noastră Apolinaria. Atunci s-a făcut plângere și bucurie în casa împăratului despre două lucruri. Întâi, că Apolinaria, fiica cea mai mare, de care până atunci nu avea o înștiințare fără nădejde s-a aflat, și al doilea, că cealaltă fiică s-a izbăvit de rușine. Apoi Sfânta Apolinaria a petrecut la părinții ei câteva zile, povestind cu deamănuntul toate cele despre ea și slăvea pe Dumnezeu în toată rânduiala sa. Apoi Sfânta, voind să se ducă la locul ei, părinții o rugau ca să rămână la dânsii, dar n-au putut să o duplece nici să-și schimbe cuvântul lor dat ei, căci mai înainte de descoperirea tainei, se făgăduiseră ca împărat să o lase la locul ei. Deci, chiar nevrând, au eliberat-o pe fica lor cea iubită, plângând și tângându-se, apoi, în urmă, veselindu-se cu Duhul, pentru o fică bună ca aceea, care s-a dat spre slujba lui Dumnezeu. Apolinaria a rugat pe părinții ei ca să-i ajute cu rugăciunile lor. Ei au zis, Dumnezeu, căruia te-ai făcut mireasă, să te pățească într-o dragoste sa și să te acopere cu mila sa, apoi să ne pomenești pe noi, fiică iubită, în sfintele tale rugăciuni. Ei voiau să-i dea mulțime de aur ca să-l ducă în schit spre trebuința Sfinților Părinți, dar ea n-a voit să ia zicând, părinții mei n-au trebuință de bogățiile acestei lumi, ca să nu cadă din bunătățile cele cerești. Deci, făcând rugăciune multă, plângând și sărutând pe fica cea iubită, au lăsat-o să meargă la locul ei, bucurându-se și veselindu-se pentru Dumnezeu. După ce a ajuns în schit, s-a bucurat de dânsa părinții și frații, că fratele lor, Dorotei, s-a întors la dâns și drept și sănătos. De aceea, au făcut în ziua aceea praznic, mulțumind lui Dumnezeu, însă în schit, nu știa nimeni ce i s-a întâmplat ei la împărat, nici despre firea ei cea femeiască n-a știut nimeni. Deci viețuia Sfânta Apolinaria, adică părutul Dorotei, în mijlocul fraților, ca și mai înainte în sa chilie.
iar cu puține zile mai înainte, văzând ducerea sa către Domnul, a zis către Rafa Macare, să faci dragoste, părinte, de mi se va întâmpla, mă duce din viața aceasta, să nu mă înspele, nici să îngrijească frații trupul meu. Iar starețul i-a zis, cum se poate una ca asta? Mutându-se ea către Domnul, au mers frații să-i spele trupul și văzând că este cu firea femeiască, au strigat zicând, slavă ție, Hristoase, că ai mulți sfinți ascunși. Apoi, minunându-se de Sfântul Macarie că nu i s-a descoperit lui taina aceasta, a văzut în vis pe cineva zicându-i, să nu te mânești că s-a ascuns de tine această taină, căci se cade și ție să fii încununat cu sfinții părinții din veac. Cel ce se arătase i-a spus lui numele, viața și neamul fericit Apolinaria. Deșteptându-se din somn starețul și chemând pe frați, le-a spus vedenia și toți, mirându-se, au slăvit pe Dumnezeu cel minunat între sfinții săi. Apoi, îngrijind de trupul Sfintei, l-au îngropat cu cinste în partea dinspre răsărita bisericii, în mormântul Sfântul Macarie, și se făceau multe tămăduiri la Sfintele Maște, cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.